Clubul Sor Optimist Slatina a demarat un nou proiect la Balj, care are ca obiectiv ajutarea copiilor din medii defavorizate pentru menținerea sănătății dentare și prevenirea bolilor specifice. Acest proiect a primit finanțare pentru următorii 2 ani. Primii care au beneficiat de acest proiect au fost micuții de la grădinița numărul 1 din Balj, urmând să le vină rândul celor de la Vulpeni, Orlea și cartierele mărginașe din Corabia. Am încercat ca acest proiect să-l derulăm în mediile defavorizate, în rural sau în cartierele unde veniturile locuitorilor sunt mai micuțe. Deci dacă le facem, de exemplu, la Corabia, la Balj, ne ducem în cartiere unde nu prea au venituri părinții și acolo unde se găsesc și copii din plasament de la Direcția de Asistență și Protecție a Copilului și unde sunt și copii cu nevoi speciale. Noi vizăm, pentru că este foarte important să luăm legătura cu medicii stomatologi care ne pot ajuta și cu autoritățile locale și în special cu grădinițele și școlile primare. Și prima, eu sper să o putem derula luni, pe 29 octombrie, la Vulpeni, unde deja suntem în stadiu avansat cu stabilirea acțiunii și următoarea aș intenționa la Orlea, lângă Corabia, la 10 km și într-un cartier al Corabiei. Micuții au avut întâlniri cu medici și tehnicieni stomatologi sau voluntari ai clubului care au învățat să-și perieze dinții, dar și ce trebuie să facă pentru o igienă orală bună. La grădinița din Balj, pe care o frecventează și copii din căsuțe de tip familial sau aflați în grijă asistenților maternali, dar și copii din familii normale, dar cu venituri mai scăzute, s-au distribuit 52 de pachete. Încercăm să ne adresăm copiilor de grădiniță și celor din ciclu primar. Cei trebuie să aibă abilitatea de a discuta cu copii, de a învăța să facă un periaj corect, să-și păstreze igiena dentară în regulă, așa, de mici, ca să nu aibă probleme când devin adulți. Programul este sprijinit financiar de Federația Europeană Sor Optimist și va continua timp de 2 ani în comunitățile din mediul rural în special.